Ca de obicei, la început, cum o fie premiul de contrastare, prima moară. Și, de asemenea, tot primul ianuarie, la Asociația Culturală Familia Alegre. Vreau să spun că această Asociație Culturală Familia Alegre, Boemii Legă, e vorba de teritorii Boemii Legă. Boemii Legă care a dat un număr de deputați, de senatori, care au pus, cum să zic așa, Bacoul pe harta țării, perioada respectivă, noi deja v-au fac niște timp mai mult spun de două astăzi noștri aici, de afară. Începe deja să facă o perioadă, face istorie culturală autentică care în aceste premii care le oferă. De aceea am să invit președintele acestei asociații, antrenorul emerit Dumitru Gereca, cu fiul său, Costaș, neamul lor, Legă, au fost deja la Mihai Viteaz, a fost altă, la Mihai Viteaz, a fost un deși dracu, mai era un lucru foarte interesant, o fost un lucru. Invit, dacă sunt amabili, să ofere cele două premii pe care asociația le-a hotărât, le-a decis, așa, ce să ne pună în tema puțin cu Sunt voie întâi să salut pe toată lumea, să mă bucur că sunt din nou în mijlocul dumneavoastră. Stând aici, nu pot să nu-mi amintesc de cuvintele lui Simion Bărnuțiu, care spunea că cultura unui popor este astăzi măsura fericirii sau a singurătății lui. Mă bucur să constat, de câte ori vin aici, și cu ajutorul acestui minunat festival, Bacoalii continuă să sprijine pe români să fie fericiți. Mă bucur în același timp că acest festival mi-a dat prilejul să continui tradiția familiei noastre de a fi alături de oamenii de cultură, de fenomenul cultural, al orașului Bacău. În acest sens, în acest spirit, am instituit și premiile pe care le acordăm anual laureații. Anul acesta, primul premiu, din tot sufletul, unui om care scrie cu sufletul. Cronicar, putem spune, Avangardei 22, Daniel Nicolescu. Pe Victor Munteanu, că voi folosi minutele pe care nu mi le-a acordat la Salonul Cărții, aici. Vreau să-i mulțumesc lui și juriului, pentru că în istoria culturală a României, cultura și literatura s-a constituit ca valoare spirituală prin personalități, nu prin intervențiile organizațiilor statale. Și vorbim aici de Lovinescu, deci noi vorbim de Lovinescu, vorbim de Maiorescu, vorbim de Călinescu, deci de personalități. Vorbim de Manolescu, ei au instituit canonul literaturii române. Iată că și la Bacău, la Bacău, există un frumos nebun al acestui mic oraș, pentru că la vremea asta, cultura o fac frumos și nebune în marilor orașe și ai micilor orașe. Deci folosesc o sintagma unui roman de Fănuș Neagu, așa, care au instituit o tradiție, o cultură și iată, acest festival a ajuns la 14-a ediție. Îi dorim ca Dumnezeu să-i dea în continuare inspirație,
dorim familiei să-l suporte, că nu este foarte ușor, așa să-l suporte și să-l sprijine, pentru că merită, face în interes național, face cultură și a instituit o tradiție. Mulțumesc de asemenea domnului Leca Dumitru, descendent al unei familii boierești, care a instituit acest premiu, al unei familii care a lăsat în zona Bacăului urme eterne liberale. Deci accentuez această caracterizare liberală, nu trebuie să ne ferim și să acuzăm pe cineva că nu fac politică, deci este o realitate. Acești liberali care au marcat pentru eternitate zona Bacăului. Și vreau să mai fac o mărturisire. În aceste zile, fiind în compania acestor embleme spirituale, am simțit nevoia să-mi reconsider considerația pe care am avut-o față de mine și să mă simt mai umil, mai mic. Da. Deci mulțumesc încă o dată lui Victor Munteanu, mulțumesc domnului Leca și mulțumesc Bacăului. Vă iubesc!
învață niște copii să cânte la culoare. Copiii pleacă, el rămâne. Și tot generația de generație, timp de 3 decenii, am consecutizat copiii care și-au dat. Mulțumesc frumos pentru cadou. Nu pot să vorbesc de cartea mea, pentru că o operă se recomandă prin ea însă și nu prin ce spune autorul despre opera respectivă. Două lucruri am reținut din aceste două zile minunate. M-au impresionat acești copii frumoși, cărora vreau să le spun că în viață oamenii se deosebesc prin alegerile făcute, dar și prin puterea cu care împlinesc aceste alegeri. Deci este bine ca noi toți să știm că nu e destul să avem visuri, trebuie să punem aripi visurilor, pentru că altfel nu vor zbura niciodată. În al doilea rând, am fost profund mișcat de prezența colegilor basarabeni în mijlocul nostru și în aceeași notă vreau să vă spun că a venit timpul să nu mai fim reci calculatoare ale timpului și momentului în care trebuie să facem pasul dincolo de Prut, pentru că dacă în focul acestor reci calcule mai pierdem Basarabia odată, nu vom mai putea în veci de veci să ne împlinim visul. De aceea cred că trebuie să lăsăm conjugarea verbului a avea în limba română, trebuie să începem să conjugăm mai mult decât verbul a fi, trebuie să trecem la a conjuga verbul a face. Vă mulțumesc! L-am recuperat și mitică pe copii în cele din urmă de să se nice pe... A fost prezentat, a fost și să vorbim despre ce vă vorbim. Vă rog, vă vorbim să vă ridicați. O diplomă și o premiu chiar că ne onorează foarte mult. Noi vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Nu vreau să trec peste momentul de a mulțumi și directorul Colegiului Național, care este în sală și care ne sprijină foarte mult. Aplauzele voastre au fost foarte multe, foarte frumoase, pentru care vă mulțumim. Aveți sănătate și să ne vedem bine tot timpul. De asemenea, pentru cartea
carte de critică literară a anului 2014, acest juriu a decernat premiul anului 2000 pentru cartea de scene literare, portrete și medalioane, scrisă de Liviu Iscov. Pe care îl cunosc de mai bine de un sfert de veac, dar a fost o surpriză, nu doar pentru mine, pentru un mod sigur și pentru mulți dintre dumneavoastră și mai ales și pentru oaspeții care vin de departe în fiecare an la activitățile deosebite pe care le organizează, oaspeți din toate colțurile țării, au mărturisit și aseară, i-ați auzit și dumneavoastră și în anii trecuți am auzit și eu, toată lumea se miră, de unde domnul Munteanu are atâta energie, atât de entuziasm să organizeze an de an o serie întreagă de activități cu totul deosebite. Și personal, dacă ar fi să-mi fac autocritica, să-mi reproșez ceva, este și mă simt pentru asta, mă simt vinovat că n-am participat la absolut toate manifestările organizate de domnul Victor Munteanu, de Fundația Georgeta și Mircea Cacecop. Am luat cunoștință despre ele din cartea deosebită de gardă la avangarda domnului Daniel Nicolescu, a colegului meu, cartea pe care am și recenzat-o, am prezentat-o în datele revistei Plumb. Și am rămas impresionat acolo de multitudinea activităților organizate și de nivelul lor calitativ. Aș vrea să felicit cu această ocazie, din inimă, în mod sincer, pe domnul Victor Munteanu, fundația, pe toți colaboratorii domniei sale și să promit că de acum înainte, așa cum de fapt în ultimii ani am făcut-o, nu voi mai lipsi la niciuna din aceste manifestări cu totul deosebite, care onorează atât fundația respectivă, cât și orașul nostru care le organizează, le găzduiește. Mulțumesc încă o dată pentru primul acordat. Ion Corbat, directorul
Din
lipsă de comunicare remarcabilă. Văd că în festivalul ăsta mi se scrie aici în Burila, de fapt din Brăila. Dacă nu facem cunoștință și nu comunicăm, nu socializăm, nu știu eu că e din Brăila și din Burila. Ce le dați? Numele meu real este, de fapt, Camelia Gentiboi, pseudonimul literar care scriu de 8 ani de zile este Ana Sofia. Cunoscut, poate, prin mediile internetului. Marie Sorescu spunea, am legat copacii la ochi cu o basma verde și le-am spus să mă găsească. Eu aș prefera să spun că m-a legat poezia la ochi și m-a pus o caut. Și iată că, din căutările mele, am ajuns aici, în fața dumneavoastră. Pentru asta țin să mulțumesc juriului, în special domnului Munteanu, și să vă spun că mă bucur din plin că astăzi am ajuns de pe malul fluviului, pe care îl știți foarte bine, aici, la Bacău, localitate de care mă leagă oameni dragi mie, colegi. Până acum am fost obișnuită să dau multe, pentru că, iată, am niște micuți de 7-8 ani. Iată, astăzi am primit eu multe și de asta probabil că am emoțiile celor din bănduțele de la jur. Mulțumesc mult! Deci, cu șeva, domnul Dumnezeu, nu mai decât mâncat. Premiul 3 și premiul revistei Oglinda Literară se acordă ESECO. Și aici e foarte generos, domnule, am să poftesc în domnie, sigur, da? Doamnei sau domnișoare Violeta Preda, lectorul Universitatea la Bacău, sper că nu am mai plecat orașele, dar nu le-am plecat. Este sau nu este? Nu, mulțumesc. O trimite pe doamna sau domnișoara Violeta Preda să-i numesc personal premiul. Știu că e și doamna. Așa se face. Da. Și domnul profesor Liviu Dorobăț din Bacău. Stai, dacă ai o sfârșită. Da, să dăm mai. Nici Liviu Dorobăț, nu e. Cred că, paradoxal, suntem întregi doar în măsura în care suntem mai altora. Și mă bucur să văd că atâtea inimi m-au primit deodată, așa cu dragoste de care vorbește chiar Sfântul Apostol Pavel într-un loc, dragostea aceea care îmi devin gravdă, care este binevoitoare și care se bucură de adevăr. Mulțumesc încă o dată și sper pe viitor să fiu mai provizător în ceea ce scriu. Trecem la proză. Din păcate, aceea e situația. Premiul 2.